Premieră istorică în sistemul medical românesc, statul a fost obligat în instanță să despăgubească un pacient care a fost refuzat de patru mari spitale publice din țară. Ca să nu moară, familia l-a dus la o clinică privată, iar nota de plată de 15.000 de euro trebuie să o plătească acum Casa de Asigurări de Sănătate. Era un caz de urgență care intra în datoria statului, au stabilit judecătorii. Rada Ion a ajuns cu o ambulanță la spitalul din Urzicen după ce i s-a făcut foarte rău de la o răceală. Era octombrie 2015. Femeia avea 75 de ani și a fost diagnosticată cu edem pulmonar. O afecțiune gravă cauzată de excesul de lichid în plămâni și care se dezvoltă extrem de repede. La câteva ore de la internare, pacienta a intrat în comă, iar medicii au început demersurile pentru transferul ei la un spital mai dotat. La momentul respectiv, nu ia că s-ar putea să fie și un atac vascular cerebral, nu numai partea de edem pulmonar, mai întâi au încercat să o mute la Spitalul din Slobozie, apoi rând pe rând la Floreasca Bagdasar Arsen și Spitalul Universitar din Capital. Toate cele patru mari unități medicale de stat au refuzat însă transferul femeii. Motivul pentru care a fost respinsă internarea e unul alucinant. Fie că nu există locuri, fie că nu există echipă medicală, fie că nu există uh, instrumente care să o ajute pe pacienta care avea de fapt la vremea respectivă un edem pulmonar și de acolo s-a declanșat tot acest lucru. Familia a decis într-un final să o aducă la o clinică privată din București, altfel, femeia ar fi murit. Cinci săptămâni a stat internată la particular, care trei la secția de terapie intensivă, unde o singură zi de spitalizare costă 3500 de lei. M-am viat, merg mamaie, cu credința care a avut o matale, te mai dat o viață de supraviețuit pe pământ de rând cu lume. Tratamentul mamei a fost undeva în jur de 70.000 de lei. Mm -hmm am doar tratamentul, medicația și investigațiile, fără plătit patul, cazare și astea, astea s-au ridicat la costuri mult mai mari, la care a trebuit să facem credit, să putem să plătim. Casa de sănătate a decontat doar 1000 de lei, iar familia a decis să dea instituție în judecată, unde magistrații au luat o decizie istorică. Au obligat statul să înapoieze pacientei toți banii cheltuiți pe tratamentul la privat, adică 15000 de euro. Motivul: medicina de urgență trebuie să fie gratuită. Decizia instanței nu este definitivă, dar e un precedent de care se pot bucura